emisiunea electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă explice, să vă convingă, de ce nu, pentru proiectele pe care ei și le-au propus pentru următorii 4 ani, asta în condițiile în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Alături de mine astăzi este domnul Robert Eugen Mujic, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Dacă ar fi să faceți așa, să trageți câteva concluzii acum, după prima jumătate a campaniei electorale, perioadă în care ați fost alături de hunedoreni, poate mai mult decât de obicei, cam care ar fi concluziile? Ce își doresc hunedorenii, care le sunt problemele și cum ați simțit dumneavoastră așa pulsul străzii, cum se spune? Din păcate, să știți că constatăm din ce în ce mai mult că hunedorenii sunt foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă atât la nivel național cât și la nivel județean din punct de vedere al locurilor de muncă. Peste tot unde am fost în județ, lumea spunea și pe bună dreptate că nu există locuri de muncă și locuri de muncă bine plătite. Am fost zilele trecute în Valea Jiului, ieri a fost încă o zi plină în Valea Jiului, unde am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, am stat de vorbă cu mineri, care foarte mulți mi-au spus că lucrează în continuare în condiții foarte grele, iar salariile sunt destul de mici. Am întâlnit oameni care au lucrat în Valea Jiului. Chiar era o doamnă dintr-o localitate mai mică a Văii Jiului care îmi spunea că are o pensie de 1200 de lei și i-am văzut o lacrimă în colțul ochiului în momentul când îmi spunea că de-abia ajung banii de medicamente și de utilități. Dacă nu ar fi ajutat-o fiica dânsei care este plecată în străinătate, spunea, aș fi murit. Aceste lucruri le-am întâlnit în foarte multe zone, să știți, și acești oameni foarte triști și foarte debusolați de tot ceea ce se întâmplă. Ce pot face autoritățile pentru acești oameni? Pentru că, așa cum spuneați, nu este un exemplu singular. Din păcate, sunt foarte mulți vârstnici, foarte multe, chiar și familii care au copii, care se regăsesc în această situație. O situație care se agravează, parcă de la o zi la alta, și nu doar în județul Hunedoara, să nu ne limităm doar la ceea ce se întâmplă aici și este o chestiune generalizată cumva. Este o situație într-adevăr în toată țara care se răsfrânge de fapt și a județului Hunedoara, aceea plecării foarte multor tineri în afară să lucreze pentru a-și încerca să-și crească un viitor mai bun. Da, plecări justificate până la urmă. Plecări justificate deoarece în județul nostru și în România nu li s-au oferit condițiile pentru a putea să își satisfacă nevoile financiare în zonă. Noi, am spus ieri, am vizitat și o fostă exploatare minieră unde am întâlnit oameni care încercau să trăiască de pe zi pe alta cu un picamăr în mână și cu un flex spărgând betoane ca să-și ia o pâine. Să-și ia o pâine. Este foarte trist, să știți. Iar oamenii spuneau că dacă în zona respectivă a Văii Jiului s-ar dezvolta ceva, un investitor să vină, un investitor serios, care să creeze 50, 100 de locuri de muncă, ar fi foarte bine pentru ei. Eu le-am spus că în zona care am vizitat-o este o zonă în care s-au investit foarte mulți bani. În 2000 se investiseră undeva între 9 și 12 milioane de euro într-o clădire pentru a se putea spăla cărbunele la un nivel ridicat.
Și cum arată acum această investiție jalnic, de milioane de euro? Aș putea să vă arăt pe filmulețe și fotografiile care le-am făcut, dar nu cred că tehnica ne permite în acest moment să facem acest lucru. Dar înainte de misiune vi le-am arătat și v-am prezentat aceste lucruri, pentru că mi se pare foarte trist ceea ce s-a întâmplat acolo. Bani aruncați, din punctul meu de vedere, pe apa sâmbetei, cum se spune. Iar în momentul de față, oamenii, v-am spus, pentru o bucățică de pâine și un kilogram de cartofi lucrează o zi întreagă pentru a putea să-și țină familia. Este trist, iar noi le-am spus că zona respectivă se pretează pentru mini-parcuri industriale, exact cum am spus că vrem să dezvoltăm în zona Văii Jiului, pentru a putea să atragem investitori serioși care să vină să creeze locuri de muncă, iar tinerii care sunt plecați în străinătate să aibă posibilitatea să se întoarcă în România și să poată să lucreze acasă, lângă părinților, lângă copii, pentru că am întâlnit foarte mulți bunici care stau cu copiii și am întrebat, bine, dar fata dumneavoastră, băiatul, unde sunt? Spuneau, în Anglia, în Germania, în Italia, lucrează și ne trimit nouă bani ca să putem să ținem copiii la școală, să putem să trăim de pe o zi pe alta. Este foarte trist și foarte crunt. Acest lucru nu l-am văzut doar acum în campanie. Eu de 4 ani de zile sunt alături de oamenii din județ, sunt alături de ei. Eu nu fac campanie doar acum în cele 2 luni care ne-au fost alocate, să spunem așa, legal. Eu sunt într-o campanie de 4 ani de zile. Sunt alături de cetățeni și am venit tot timpul în sprijinul lor cu soluții concrete. Iar acum când am mers și ne-am întâlnit în Valea Jiului cu foarte mulți oameni, v-am spus, și cu mineri. Deci mineri care lucrează în continuare în condiții destul de grele, dar sunt bucuroși că au un loc de muncă, sunt bucuroși că pot să ducă, să pună o pâine acasă pe masă familiei și copiilor, dar vă spun sincer, am fost sfătuit, nu te duce acolo, nu merge între mineri, nu merge între oamenii care sunt în anumite colonii din Valea Jiului, pentru că e periculos. Și am spus, nu este periculos pentru mine, pentru că nu este prima oară când merg acolo, nu este nici ultima oară când voi merge acolo, pentru că eu vreau să văd și am făcut, avem atâtea filmări din această perioadă de 4 ani de zile. Puteți face un film. Putem face, nu un film, putem face un serial întreg. Ceea ce înseamnă județul Hunedoara, ceea ce înseamnă Valea Jiului, ceea ce înseamnă Brat, ceea ce înseamnă Orăștie, ceea ce înseamnă Călan, Hunedoara sau alte zone din județ. Noi am fost și vom fi prezenți peste tot, să știți. Bun, și un astfel de parc industrial, pentru că se tot discută despre aceste parcuri industriale care ar putea să atragă mai mulți investitori sau măcar investitori, pentru că avem și situații în care nu se regăsesc investitori în astfel de parcuri industriale sau ele nu există deloc. Cum pot fi atrași? Pentru că este foarte important. Bun, creăm acest parc industrial. Cum îi convingem pe acești investitori să vină aici și să ofere și salarii mai mult decât decente? Pentru că asta își doresc oamenii. Locuri de muncă, dar bine plătite. Noi v-am spus că avem un proiect în care dorim să venim cu pachete de facilități pentru acești investitori care dorim să-i atragem în județul Hunedoara, nu doar în Valea Jiului. Pentru că acum nu vorbim doar de Valea Jiului, vorbim de tot județul Hunedoara. Iar aceste pachete de facilități vor cuprinde în funcție de numărul de locuri de muncă create de fiecare. Vom încerca noi ca și administrație județeană, împreună și în parteneriate cu administrațiile locale, să vedem și să găsim cele mai bune soluții pentru a-i crea un mediu propice de a investi în zona respectivă antreprenorului care dorește să-și deschidă sau să-și relocheze afacerea în județul Hunedoara. Este foarte important să vadă investitorul că are sprijinul autorităților atât județene cât și cele locale. În acest sens am și vorbit cu un investitor din Sibiu care își relochează o parte din afaceri, deja are și câștigat un proiect pe tranziție justă în județul Hunedoara și îl va implementa în parcul industrial de la Călan. Eu m-am bucurat foarte mult că acest investitor a plecat urechea la
ceea ce am spus eu și am spus că Hunedoara poate să ofere și în special Călanul prin parcul industrial anumite deschideri, ținând cont că avem autostrada la 10 minute de parcul industrial, având în vedere că putem să creăm noi locuri de muncă. Iar deja v-am spus, proiectul a fost depus, de fapt sunt două proiecte câștigate de acest investitor în județul Hunedoara. Eu mă bucur foarte mult că am făcut primii pași pentru a aduce acești oameni aici și sunt convins că și pentru Valea Jiului vom reuși, pentru că suntem în discuții concrete, nu doar în povești, pentru că aceste emisiuni rămân înregistrate și oamenii o să ne întrebe peste câtva timp, dar unde sunt acei investitori? Și eu am să vin cu ei de mână și am spun, uitați, ei sunt acești investitori, noi încercăm să fim alături de dânsii, să le creăm acel pachet de facilități și în momentul respectiv autoritățile județene cu cele locale ne dăm mâna și putem să facem ceva pentru a dezvolta în zona respectivă și de a crea noi locuri de muncă prin acest investitor. Nu noi, că noi, Constituția, nu putem să creăm locuri de muncă, dar putem să ajutăm firmele care doresc să vină în județul Hunedoara și să creeze acele locuri de muncă de care toată lumea în campanie ne spune. Avem nevoie de locuri de muncă. Bine plătite, bineînțeles, pentru că cu pensie de 1.200.000, cum spunea doamna, vorbesc acum, da, 1200, doamna, vă spun exact cum spunea doamna, am o pensie de 1.200.000, adică 1200 de lei în banii noi. Dar dânsa vorbea în banii vechi, pentru că ei așa sunt învățați. Ar trebui fiecare dintre noi să facă un exercițiu de imaginație, cum ar fi să trăim timp de o lună cu acești bani. Este foarte greu, să știți. Doamna respectivă nu este un caz singular. Vorbesc acum de Valea Jiului, unde într-adevăr sunt și pensii mari, sunt și pensii din minerit, care oamenii trăiesc bine la un anumit nivel. Și au muncit. Dar sunt și oameni, să știți, din anumite industrii din Valea Jiului, care au niște pensii foarte, foarte mici, se descurcă foarte greu. Este crunt, este cumplit să vezi acești oameni la 70 ceva de ani, cu o lacrimă în colțul ochiului, spunându-mi că mă duc să văd câți bani. Mi-a arătat portofelul. Am fost foarte marcat de momentul când mi-a deschis portofelul, avea câțiva lei în portofel. Și a spus, mă, să-mi cumpăr pâine și un kilogram de cartofi. Atât. Este inadmisibil. Trebuie să facem ceva, să putem să creăm acele locuri de muncă bine plătite, pentru că fiind locuri de muncă bine plătite, oamenii să aibă la bătrânețe o pensie decentă cu care să poată să-și trăiască o bătrânețe liniștită. Asta avem nevoie în județul Hunedoara. Asta avem nevoie să noi, ca administrație județeană, să venim în sprijinul tuturor antreprenorilor care doresc să dezvolte o afacere la noi în județ. Împreună cu primarii, noi, Consiliul Județean, vom încerca să atragem cât mai mult acești investitori spre județul Hunedoara. Să nu lăsăm să mai plece spre Timișoara, spre Arad, spre Sibiu. Vedeți, s-a dezvoltat Sebeșul, s-a dezvoltat alte zone limitrofe județului nostru. Haideți să încercăm să găsim acea soluție prin care să-i ținem aici la noi în județ pe acești investitori și să le creăm facilitățile de care au nevoie pentru a putea să dezvoltăm județul și să creăm locuri de muncă, noi locuri de muncă bine plătite pentru a putea asigura o pensie decentă la bătrânețe pentru cei care lucrează în aceste industrii. Și pentru a sprijini și antreprenorii până la urmă, pentru că oricum în această perioadă sunt și ei destul de greu încercați, să spunem, din punct de vedere al taxelor și al tuturor impozitelor pe care ei sunt nevoiți să le achite către stat. Lucru firesc până la urmă, doar că există așa cumva un dezechilibru și din acest punct de vedere. Există un dezechilibru datorită faptului că legislația la noi nu este foarte bine pusă la punct. Eu sper că noul parlament, care peste câteva luni își va intra în drepturi, să poată veni cu noi legi, cu noi ordonanțe de urgență, cu noi proiecte de lege în favoarea antreprenorilor, în favoarea celor care de fapt sunt motorul unei economii, motorul unui județ, cei care de fapt întrețin viața și viața unui județ din punct de vedere economic. E important să înțeleagă parlamentarii noștri că trebuie să vină
cu legi în favoarea antreprenorilor. Într-adevăr, sunt acum tot felul de finanțări care vin de la Uniunea Europeană, de la guvern, care au venit și sunt în sprijinul antreprenorilor și este foarte bine. Dar condițiile sunt de multe ori foarte drastice și atunci nu le mai îndeplinesc pentru a putea să dezvolte afacerea. Și renunță, renunță la foarte multe proiecte și la foarte mulți bani europeni. De aceea se întâmplă de foarte multe ori ca, să vedeți dumneavoastră, România stă foarte rău, să spunem așa, la absorpția de fonduri europene. Datorită faptului că condițiile sunt destul de drastice și mulți nu se încadrează. Este foarte greu. Dar eu sper ca în următoarea perioadă guvernanții noștri să gândească mult mai bine și cu oameni profesioniști lângă dânsii care au lucrat în mediul de afaceri și care cunosc ceea ce înseamnă mediul de afaceri, să-i sfătuiască pentru a putea să găsească soluțiile cele mai bune pentru antreprenori, atât la nivel de țară cât și la nivel de județul Hunedoara. Spuneați că oamenii vin și cumva își spun oful sau ofurile, mai bine zis, atunci când vă întâlniți cu ei și este cumva firesc să se întâmple acest lucru, pentru că de multe ori vedem că parcă nu au sau nu mai au cui să se plângă, nu mai există oameni care să-i asculte, să-i înțeleagă și să-i și ajute, pentru că asta își doresc până la urmă, o mână de ajutor să le fie întinsă în astfel de situații. Și avem destule exemple de familii întregi care au foarte multe probleme din multe puncte de vedere. Care ar fi următoarea prioritate pe care ați avea-o dacă, să spunem, de mâine ați fi președintele Consiliului Județean Hunedoara? Deci vreau să vă spun că în mine locuitorii județului Hunedoara au un om care îi ascultă. Un om care apleacă urechea la ceea ce își doresc ei. Iar prin mine să știți că aveți un sprijin în ceea ce înseamnă rezolvarea tuturor situațiilor și problemelor cu care vă confruntați. Următoarea prioritate a mea este și a echipei mele este sănătatea. Sănătatea, dacă avem un mediu și un popor sănătos, cum se spune la noi, avem tot ceea ce ne trebuie. Dacă avem sănătate, avem învățământ, avem un mediu antreprenorial bine dezvoltat, atunci toate lucrurile încep să se așeze pe un lăcaș bun. Înseamnă că suntem pe un drum bun. Iar în sănătate, exact cum vă spuneam, ne dorim foarte mult și am văzut că au preluat și alți colegi de ai mei această idee, care am spus-o și în ultimii ani, nu doar acum în campania electorală, înființarea unei secții de oncologie. Sunt foarte multe cazuri de cancer la noi în județ și avem nevoie de o secție de oncologie foarte bine pusă la punct, dotată la standarde europene și este foarte bine pentru că putem să venim în sprijinul oamenilor care au această cruntă boală și sunt în suferință. Și a familiilor acestora care suferă. Pentru că este foarte greu să se deplaseze la Cluj, București, Timișoara. Și presupune niște costuri. Și sau Sibiu, mai devreme discutam despre veniturile pe care unii dintre hunedoreni le au și sunt destul de scăzute, iar boala nu întreabă câți bani avem în portofel. Niciodată. Din păcate, este o situație destul de alarmantă cu cazurile de cancer din județul Hunedoara. Eu sunt convins, pentru că noi, Consiliul Județean, după cum știți, am investit foarte mult și în Spitalul Județean de Urgență din Deva. S-a redeschis și s-au modernizat secția de cardiologie, de UPU, de radiologie. Avem în continuare planuri foarte mari de dezvoltare și de modernizare a ceea ce înseamnă sistemul medical din județul Hunedoara. Pentru noi contează, pentru noi este o prioritate ca cetățenii județului Hunedoara să fie sănătoși. Iar prin aceste investiții care noi, Consiliul Județean, le implementăm în Spitalul Județean de Urgență, sunt toate în sprijinul și în folosul cetățenilor. Noi ne dorim ca să nu ajungă la spital cetățenii. Noi ne dorim ca să fie sănătoși, dar din păcate județul Hunedoara stă destul de rău la acest capitol și vedem în secțiile de urgență și pe secțiile de spitalului din Hunedoara, din Deva, din Orăștie, foarte mulți pacienți.
E greu. Este foarte greu, și dar... Și cumva ne întoarcem din nou la veniturile pe care le au, pentru că prevenția, e inclusiv în sănătate, probabil că ar mai restrânge puțin rândurile celor care ajung la secțiile de urgență sau la orice altă secție a spitalelor din județul Hunedoara. Dacă ar fi venituri puțin mai mari, probabil că și oamenii ar avea această posibilitate de a preveni, de a merge la un control măcar o dată pe an, lucru care nu se întâmplă. Da, tot din cauza situațiilor financiare mai precare, să spunem așa, oamenii se gândesc din ce în ce mai puțin de a merge și a efectua un control medical de rutină. Poate de rutină, o dată sau de două ori pe an, chiar dacă știm că sunt gratuite. Prin medicul de familie sunt gratuite o parte din analize, din investigațiile care se pot face, dar omul totuși are acea reținere, pentru că spune, dacă mă costă ceva și nu mă mai încadrez în bugetul programat pentru această lună. Da. Și atunci este foarte greu, pentru că eu am văzut oamenii cum își drămuiesc banii pe fiecare săptămână ce au de cheltuit, pe fiecare lună, de la pensie la pensie, de la salar la salar. Este foarte greu. Este foarte greu. Dar eu sper și am speranța și credința că se va schimba în bine în țară, în județul Hunedoara, și sunt convins că lucrurile merg foarte, nu știu, foarte puternic pentru o nouă dezvoltare a ceea ce înseamnă județul Hunedoara. V-am spus, prioritățile noastre sunt în sănătate, în industrie, în învățământ, pentru că avem nevoie și de oameni foarte bine pregătiți, și atunci noi trebuie să creăm o bază solidă în ceea ce înseamnă pregătirea noi generații care vine și care va trebui peste un timp să muncească alături de noi pentru a putea să reclădim acest județ. Credeți pentru că trebuie reclădit. Reclădirea acestui eu cred, județ? Cred cu tărie în reclădirea județului Hunedoara. Cred cu tărie că împreună putem să reclădim acest județ. Sunt convins că în județul Hunedoara există resursă atât umană cât și financiară pentru a putea să reclădim acest județ. Noi, cei de la Alianța Dreapta Unită, suntem oamenii care ne-am propus să punem umărul la reclădirea județului Hunedoara. Suntem oamenii care ne-am propus, împreună eu, Robert Mujic, cu echipa cu care sunt în momentul de față pentru Consiliul Județean și cei care sunt în jurul nostru, putem să punem umărul să reclădim județul Hunedoara. Suntem convinși că putem realiza acest lucru. Suntem convinși că se poate face acest lucru. Împreună cu dumneavoastră, noi putem să reclădim județul. Sunt destul de multe, să spunem așa, probleme între partidele politice la această oră, pentru că asta înseamnă campanie electorală în viziunea unora. În ceea ce vă privește, există poate unele discuții cu contracandidați sau cu ceilalți care poate vă mai șicanează așa, sau șicanați, cine știe. Ne spuneți dumneavoastră. Eu am plecat pe principiul de a face o campanie electorală bazată pe proiecte, pe viziuni, pe dezvoltare, nu pe atacuri la persoană, nu pe atacuri la familie. Nu ne interesează aceste lucruri. Noi vrem să fim constructivi, nu destructivi. Pe noi ne interesează lucrurile concrete și clare. Chiar dacă unii adversari politici, acum în campanie, au încercat să ne cumpere anumiți oameni ai noștri din Valea Jiului, mă refer acum, au încercat să îi cumpere, să spunem așa, să nu se mai implice foarte mult în campanie, să nu mai facă campanie pentru Robert Mujic, să le este încerce... teamă de dumneavoastră? Se pare că da, eu nu am nicio problemă cu niciun contracandidat al meu, iar acei contracandidați care au discutat cu candidați de-a noștri la funcția de primar din Valea Jiului și încercând să-l determine să nu mai facă campanie pentru Robert Mujic, să nu mai încerce să mă ridice, cum spuneau ei,
Nu, Robert Mușchi nu are nevoie să fie ridicat de dumneavoastră, dragi competitori politici. Robert Mușchi se poate ridica singur prin ceea ce este Robert Mușchi, prin ceea ce face Robert Mușchi și prin ceea ce demonstrează Robert Mușchi că poate să facă. Așa că vedeți-vă liniștiți de campanie dumneavoastră, vedeți-vă de electoratul dumneavoastră, pentru că noi știm ce avem de făcut, pentru că oamenii ne iubesc, oamenii sunt alături de noi și să știți că în 9 iunie veți avea o surpriză, pentru că oamenii știu în 9 iunie pe cine să pună ștampila. Știu că Alianța Dreapta Unită este o alternativă viabilă pentru județul Hunedoara și pentru România. De ce ar crede oamenii că această Alianță Dreapta Unită este diferită față de celelalte partide? Pentru că oamenii au ajuns așa cumva la un punct de saturație atunci când vine vorba despre politică, despre politicieni. Așadar, cu ce vă diferențiați de celelalte partide? În primul rând, ne diferențiem prin faptul că oamenii din echipa care avem sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt profesioniști. Oameni care pe fiecare domeniu de activitate știe ce are de făcut. Avem oameni, v-am spus, pregătiți pentru domeniul de sănătate, pentru învățământ, pentru industrie. Avem oameni care pot să vină cu soluții clare și concrete, nu doar povești. Iar echipa din care fac și eu parte este o echipă foarte bine sudată, o echipă cu oameni care o să vedeți în următoarele luni cu ce proiecte vom veni concrete pentru județul Hunedoara. Noi ne diferențiem și prin faptul că suntem o echipă tânără, o echipă de oameni care ne dorim o dezvoltare a județului pe 10-15 ani. E nevoie de un suflu. Este nevoie în orice. Ca și într-o echipă, să știți, ca și într-o echipă de fotbal, este nevoie de suflu tânăr pentru a putea să mergi mai departe. Uitați-vă, vă dau un exemplu, echipa Corvinul Hunedoara, care ne mândrim cu ea și felicit încă o dată pe această cale pentru minunata performanță care au realizat-o. Au fost și la noi în Consiliul Județean și ne-au expus trofeul cu Cupa României. Un lucru extraordinar. Florin Maxim, un antrenor de excepție, a fost făcut cetățean de onoare al județului. Și mulțumim încă o dată echipei pentru și staffului tehnic și tuturor celor implicați până la urmă în acest fenomen fotbalistic de la Hunedoara. Atât Consiliul Județean cât și ceilalți factori implicați. Exact cum vă spuneam, vedeți, pentru a putea să acces spre o competiție mai puternică, ceea ce ne dorim și noi, și echipa de fotbal s-a pregătit prin achiziționarea unor fotbaliști mai buni, să spunem așa, mai cu experiență, mai cu experiență competițională internațională, mai puternică. Și atunci, exact și în politică, eu sunt convins că la Consiliul Județean este nevoie și de un suflu mai puternic, mai nou, mai tenace, mai eficient. Chiar dacă noi, ca și Consiliul Județean, ne putem mândri cu proiecte foarte, foarte multe și foarte mari, cu realizări care au fost făcute până în prezent. Zilele trecute știu că s-a dat drumul lucrărilor la drumul de la Oreștie spre Costești, spre cetățile dacice. Este o investiție foarte mare la care participăm și noi, Consiliul Județean, cu o contribuție semnificativă, iar acest drum în sfârșit va putea să deservească tot ceea ce înseamnă turism spre cetățile dacice de la Orăștie spre Costești. Da, pentru că turiștii vin. Este foarte important. Este o investiție, care, să știți că ne mândrim cu ea. O altă investiție cu care ne mândrim în județul Hunedoara și care va fi inaugurată peste foarte puțin timp este Castelul Nopcea, care se întinde pe o suprafață de 1,2 hectare, unde a fost reabilitat și a fost făcută o investiție din nou foarte, foarte mare în acest castel. Este un castel din secolul XIX, al lui Franț Nopcea, baronul care a avut acest castel.
Iar noi, ca și Consiliul Județean, ne-am implicat foarte mult în restaurarea și refacerea acestuia și redarea în circuitul turistic a unui obiectiv foarte important din secolul XIX. V-am spus, se întinde pe o distanță, pe o suprafață, nu pe o distanță, pe o suprafață de 1,2 hectare, iar toate investițiile care au fost făcute, să știți că au fost făcute la un nivel foarte, foarte înalt. Sunt convins că în zona respectivă a țării Hațegului va fi un punct de reper, cum este și la Hunedoara, Castelul Corvinilor, cum sunt cetățile dacice, iar noi ca și Consiliul Județean ne ocupăm pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara. Și sunt convins că și în următoarea legislatură vom putea să continuăm aceste proiecte care sunt bune și sunt convins că vom veni cu altele și mai bune pentru a putea să reclădim, exact cum spuneam mai devreme, județul Hunedoara. Suntem la final de emisiune și o să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor care ne urmăresc, fie în fața micilor ecrane, fie în mediul online. Vă rog. Dragii mei hunedoreni, nu uitați, pe 9 iunie puteți schimba în bine județul Hunedoara. Alianța Dreapta Unită este singura alternativă viabilă pentru județul Hunedoara, pentru România. Suntem cei pe care puteți conta. Votați Robert Mujic, președinte al Consiliului Județean, votați Alianța Dreapta Unită pe toate 5 buletinele de vot care le veți primi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Vă mulțumesc și eu și Doamne ajută toată lumea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. La revedere!